Asta este, cred eu, cel mai cunoscut, nu știu dacă neapărat cunoscut, dar poate cel mai deștept robot care merge pe două picioare. Să faci un robot care merge în patru picioare e simplu, să faci unul care merge cu roți și mai simplu, dar să faci un robot care să ține echilibru în două picioare e foarte greu. Și cei de la Boston Dynamics fac asta de mult timp. Asta este Atlas, este robotul lor humanoid care merge în două picioare. Ce mi se pare mie interesant este că au reușit să-l păstreze destul de light, adică uite, are un metru jumate înălțime și 89 de kilograme. Într-adevăr, e mai greu decât un om, dar că, na, e plin de fiare pe lângă părți 3D printate și așa mai departe, dar e destul de light, nu are 150 de kg sau 170 de kg. Dar partea asta de Prezentarea de pe site-ul lor e cea mai plicticoasă, sincer. Haideți să vedeți adevăratul material care începe aici. Ăștia sunt doi roboți de genul ăsta și cam așa arată ce știu ei să facă și cât de bine se descurcă ei în tot felul de situații. Cum sincer, nu-mi dau seama cât de calculat e totul. Adică dacă ai muta o grindă puțin mai încolo, dacă ăștia ar mai ști să mai fugă pe grinda aia sau nu. Cel la Boston Dynamics spun că e foarte inteligent, că își dă seama de ce e în jurul lui și chestii din astea, dar eu nu știu cât, cât să cred din treaba asta, nu dau detalii concrete. În schimb, apropo de, de lucruri concrete, tot robotul ăsta e pus, și ăsta e un clip lansat acum și 8 zile, e pus să facă o treabă de om. Adică dacă aici doar i-au pus să fugă lucruri care nu ajută pe nimeni la nimic, aici au pus un robot să facă un lucru pe care l-ar putea face un om. Filmul începe cu băiatul ăsta care bate el aici pe schela asta ceva și își dă seama că și-a uitat cutia cu scule, cutia cu lucruri. Și scoate tableta și zice roboțelului, bă, hai, ajută-mă și pe mine, dăm cutia. Și aici mi se pare mie super interesant cum începe roboțelul nostru să mute scândura aia, și să-și facă drum ca să-i dea cutia cu scule muncitorului. Uite-l cum fuge ca o floricică, a luat plăsuța. Și ce e tare de fapt e că roboții ăștia pot fi mult mai puternici decât oamenii. Pe lângă faptul că lucrează nelimitat, că na, nu trebuie să doarmă, nu trebuie să mănânce, chestiile astea pot fi mult mai puternici și ar putea să ridice lucruri mult mai grele. Nu știu dacă pui un robot din ăsta pe șantier, dacă reușește să-ți aducă el cutia cu scule, așa, o caută el prin într-o zonă a etajului și chiar ți-o aduce sau nu, adică chiar eu cred că e atât de pregătit momentul ăsta încât dacă scândura asta nu mai era acolo unde știa el că e, nu mai găsea dar e un început bun. Mie mi se pare foarte tare că reușește să stea în picioare liniștit, că reușește să facă treaba asta fără să pare că se chinuie, fără efort. Pentru că, uite, și Tesla a anunțat că face un robot. Elon Musk a anunțat, cred că anul trecut, 2022, că face un robot humanoid care teoretic ne ajută prin casă, așa l-a gândit Elon Musk, să fie un robot care să facă diverse lucruri pe care oamenii nu prea vor să le facă, și că o să aibă vreo 73 de kg, deci cât un om. Și inițial, din randările lor, din fotografiile de la eveniment, ei ziceau că o să arate cam așa robotul ăsta, cum arată, cum se vede în fotografia asta, doar că robotul celor de la Tesla e foarte departe de ce, ce comunică ei că o să fie robotul și în ziua aia în care au anunțat că vor să facă treaba asta, au adus pe scenă doi roboți, unul care putea să meargă, da, cam atât, unul care nici măcar nu putea să meargă ci putea să facă doar cu mâna, așa. Și aici este cel care poate să și meargă și după cum vezi nu pare prea sigur pe el, adică pare un robot foarte chinuit, așa. E, mi se pare că e departe de ceea ce ar putea însemna un robot care să ne ajute prin casă. Pe când Atlas ăsta de la Boston Dynamics e mult mai, pare mult mai avansat ca tehnologie, știe lucruri, poate apuca de chestii, chestii de genul ăsta. Pe când ăsta de la Tesla apare așa o, o încercare poate nu, nu prea reușită. Dar sunt curios cum ți se parție roboții ăștia. Eu am rămas uimit mai ales la băiatul ăsta la Atlas, aici la finalul clipului când a făcut tumba asta mi se pare foarte tare să, că 80 de kg se pot învârti atât de ușor prin aer și să nu se strice ceva în el asta mi se pare cea mai tare fază din tot clipul pe lângă faptul că a aruncat el cutia cu scule și așa mai departe dar hai să vedem cum ți se pare ție robotul ăsta și mai important de atât dacă să zicem că că ar fi disponibil tuturor și că ai putea să-l cumperi. Adică ți-ai permite, n are exista nicio problemă din perspectiva asta, ce faci, să-i cumpăra un robot care să te ajute la chestii pe acasă? Chiar sunt curios. Tocmai ai urmărit o mică parte din seria Wow in Tech. Dacă vrei să vezi episodul complet, îl găsești în descriere.